pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 600 mm din incinta stației de pompare apă Cota 20 Ovidiu, respectiv pe conductele de aducțiune cu diametrul de 355 mm de pe drumul național 2A, Raja a fost nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile astăzi în intervalul orar 6:22. Nu au apă la robinete consumatorii din zona industrială, aeroportul internațional, baza militară și două societăți din Mihail Cogălnicianu. Afectați de această oprire sunt și abonații din localitățile Oituz și Culmea. Raja își cere scuze pentru neplăcerile create abonaților din zonă, pe care îi asigură că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp.